Bună dimineața, abonați! Bun venit în orașul Natrang! Tocmai m-am trezit și este 9 dimineața, o să merg să mănânc micul dejun, după care o să mergem să explorăm împreună orașul Natrang. Doar că astăzi nu se anunță o zi prea bună din punct de vedere al vremii, arată ploaie cam toată ziua. Sper eu totuși să nu plouă atât de mult și să pot să vizitez orașul. Ne vedem imediat de la restaurant să vă arăt ce mănânc, după care plecăm să vizităm orașul. Cam așa arată micul meu dejun de astăzi. Mi-am cumpărat o omletă, o doză de cola. Totul a costat aproximativ 2 euro. Gata, am terminat de mâncat. Cel mai mult mi-a plăcut bagheta pentru că era proaspătă și caldă, dar și omleta a fost destul de bună. Acum, hotelul meu este chiar acolo în față, iar plaja este aici. Practic stau la 2 minute de plajă și zona asta unde eu locuiesc arată super tare. Și în acest oraș se pare că totul este super aranjat, super curat. Oamenii la fel de politicoși, mașini care nu opresc la trecerea de pietoni, de asemenea. Adică totul se întâmplă aici exact cum se întâmplau și cum s-a întâmplat și în orașele în care am fost până acum, adică în Da Nang și Hoi An. Se pare că și aici în Natrang transportul în comun este destul de absent, așa că o să merg pe jos până la ultima atracție, adică cea mai îndepărtată de hotel, după care o să le iau pe rând îndreptându-mă spre hotel. Până acolo am demers 6 km și am ales să merg pe jos pentru că am suficient timp, este abia 9:30 de minute dimineața. Haideți să vă arăt cum arată nucile de cocos când încep să crească. Arată super mișto. Cam așa arată. Dar nu prea înțeleg de ce unele sunt verzi, iar altele sunt roșii. Probabil când sunt foarte mici sunt roșii, după care devin verzi, cred. Priviți și voi cât de frumos arată zona asta, este absolut uimitor. Foarte mulți cocoși, acești pomi care au fost tunși, să spun așa, în diferite forme, arată super frumos. Uitați și pe aceia de acolo, super mari. De acolo în față este plaja și vis-a-vis acolo este o insulă. Da, deci zona asta arată demențial. Cred că am 5 minute de când merg pe jos și sunt uimit de cât de bine arată acest oraș până în momentul ăsta. Văd că sunt și ceva oameni la plajă. Uitați-vă cât de frumoși sunt acești pomi. Cât de frumos i-au făcut. Absolut genial. Se vede că acești oameni își dau interesul ca acest oraș sau stațiune, ce-o fi ea, să arate foarte bine. Iar la capitolul curățeniei, priviți, nu este nimic pe jos. Nici un gunoi. Și uitați-vă cât de frumos arată marea. Wow, uimitor. Și aceea este insula despre care vă spuneam în față. Trebuie să ajung și eu pe acea insulă, dar nu știu dacă o să ajung acum, probabil data viitoare, când o să mă întorc în Vietnam. Pentru că v-am spus, am foarte multe lucruri pe care le-am lăsat pentru data viitoare. Asta e și un motiv bun să mă întorc aici. Oricum, chiar dacă nu mai aveam nimic de vizitat în acest oraș, cel mai probabil mă întorceam și găseam eu ceva de făcut sau ceva să vă arăt aici pe YouTube. Pentru că Vietnamul, v-am spus, m-a surprins din toate punctele de vedere și da, îmi place foarte mult această țară. Ce voiam să vă mai spun legat de acest oraș Natrang este faptul că aici cred că sunt foarte mulți ruși. Pentru că meniul este atât în vietnameză, engleză, cât și în rusă.
Iar pe majoritatea panourilor publicitare de la restaurante și nu numai, este scris și în rusă. Da. Cred că sunt foarte mulți turiști ruși aici sau chiar locuitori. Se pare că și acest oraș este într-o continuă dezvoltare pentru că sunt foarte multe șantiere și locuri unde se lucrează pentru a construi noi hoteluri, pensiuni, restaurante și așa mai departe. Uitați-vă cum arată zona asta. No, thank you. Foarte mișto. Și hoteluri, dacă vedeți, sunt peste tot. Este plin de hoteluri. Absolut plin. Numai aici, pe un kilometru pătrat, cred că sunt peste 100 de hoteluri. Foarte multe hoteluri aici în Vietnam. Cred că este o țară destul de vizitată. Până când ajung la prima atracție, haideți să vă povestesc ce am pățit aseară. Am plecat de la hotel la un supermarket să-mi cumpăr ceva de băut. După ce m-am întors, chiar pe aleea de la hotel, pe care v-am arătat un pic mai devreme, a intrat un scooter, dar era în spatele meu. Și eu mergeam cumva pe marginea drumului. El avea loc suficient să treacă. Și a început să claxoneze excesiv. Când a intrat pe acea alee, eu m-am speriat un pic pentru că nu știam ce se întâmplă, adică de ce claxonează, că are loc. S-a apropiat de mine, era un domn în vârstă, și mă întreabă dacă vreau ciocolată albă. Nu vreau, domnule. Îmi zice, bine, atunci îți dau niște Maria Ioana. Am rămas puțin surprins să văd cu câtă lejeritate mă întreba dacă vreau aceste două lucruri. Și era un domn trecut de 50 de ani, cred eu. Da, foarte ciudat. Haideți să vă arăt un peisaj superb. Cum credeți că arată? Pentru mine este fabulos. Mă întreb cum o fi să locuiești pe o insulă ca cea din față de acolo, singur, să te trezești așa în mijlocul apei. Cred că este fabulos. Acum îmi dau seama dacă acolo este o casă sau un restaurant, dar nu văd pe nimeni să facă curse cu barca înspre acea insuliță, dar arată fabulos. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar aici la fața locului e, nu știu, e ceva extraordinar. Uitați-vă la priveliște asta, cât de fain arată. Cu acea piatră super mare în mijlocul apei și cu acea căsuță de acolo la fel. Wow! Este absolut nebună, nebună rău de tot priveliștea asta, imaginea asta pe care o am acum în fața ochilor. Wow! Am văzut multe lucruri frumoase până să încep această călătorie, pentru că bineînțeles și înainte am călătorit destul de mult, dar nu am călătorit în afara Europei. Aici parcă, nu știu, este o altă lume, vezi foarte multe lucruri mișto. Și bineînțeles, în majoritatea locurilor în care am fost în Europa au fost orașe super mari, unde nu era prea multă natură, deci nu am putut să văd atât de multe lucruri naturale cum am văzut aici în Vietnam sau în India, dar mai ales aici în Vietnam. Oricum, imaginea asta pe care o am acum în fața ochilor, nu știu, pentru mine este absolut wow. Îmi place la nebunie. Se pare că tactica acestor pescari care pescuiesc cu acele plase mici, adică mă refer că nu sunt foarte late, este de a rămâne peștele între ochiurile de la plasă și nu pentru a se prinde pur și simplu în plasă. Pentru că dacă observați la cum trage acest domn plasa, nu există absolut nicio șansă ca peștele să rămână în plasă și decât printre ochiurile plasei. Vedeți, până acum n-a prins absolut nimic. Cred că își petrec foarte mult timp ca să prindă pește în felul ăsta, mai ales aici unde era acest domn unde presupun că apa este destul de adâncă. La mal unde apa este mai mică, poate că sunt mult mai multe șanse ca peștele să rămână
între ochiurile plasei. Dar aici mă înșel că sunt șanse atât de mari să întâmple acest lucru. Foarte aglomerat acest pod. Foarte multe scutere și mașini și... thank you! Da, aventură! Uitați-vă cât de funny arată această toaletă. Foarte tare ideea asta. Chiar îmi place cum arată. Și zona asta arată foarte bine. Pe malul mării mă aflu. Acum sunt ceva mai aproape de acea insuliță unde este casa pe care v-am arătat-o mai devreme. Foarte mișto arată. Mi-aș dori tare mult să dau de un proprietar de barcă, cum este barca care vine acum spre noi, presupun că este o barcă de pescuit și mi-aș dori foarte mult să mă duc în larg. Sper totul să reușesc cât mai stau în Vietnam să fac și acest lucru. De fapt, cred că o să-mi fie un pic cam greu, pentru că eu o să mai stau aici pe malul mării doar 3 zile și dacă nu o rezolv în aceste 3 zile, probabil asta se va întâmpla data viitoare când voi ajunge aici în Vietnam. Priviți cât de mișto este locul ăsta. Le-a făcut chiar și casă porumbeilor. Dacă observați, sunt destul de mulți porumbei care vin să stea acolo. Foarte tare. Deci oamenii ăștia sunt incredibili. Fac orice ca natura și locul, orașele, să arate foarte bine. Se vede că depun mult efort ca să arate toate aceste lucruri impecabile. Pentru că totul arată impecabil aici. Da. Eu sunt uimit de cât de bine poate să arate totul. Te simți ca într-o poveste peste tot unde ai merge. Se pare că avem și steagul României aici în Vietnam. Și acolo în față este o insulă, dar cred că se poate ajunge doar cu barca. Haideți să merg și eu totuși până acolo să vedem ce găsesc, pentru că am văzut foarte mulți oameni, dar pe Google Maps arată ca și cum ar fi un debarcader. Da, se pare că aici este un mic debarcader și cred că de aici se ia barca pentru a merge pe această insulă din față. Pentru că văd aici niște oameni care coboară din această barcă și alții care urcă. Ce este mișto aici este faptul că sunt o grămadă de conuri din astea de... De ce? Nu știu. Vedeți? Prima dată când văd așa conuri de scoică sau cum s-o numi chestiile astea. Și sunt foarte multe. Foarte multe. Bineînțeles, exceptând aceste plase care cu siguranță au fost aruncate aici și nu le-au lăsat doar pentru a le lua următoarea zi să pescuiască cu ele, pentru că nu mai arată ca și cum ar fi bune de pescuit. În sfârșit, după 2 ore am ajuns la prima atracție turistică pe care mi-am propus să o vizitez aici în Nha Trang. Se pare că aici trebuie să vă cumpărați un bilet care costă 10.000 de VND pentru a putea intra și vizita. Și acum o să încep să vă arăt cum arată acest loc. Cam așa arată. Aici se pare că este un fel de muzeu cu fotografii. Se pare că aici este o sală, tot felul de instrumente. Foarte interesant ce
făcea acea doamnă acolo. Și instrumentele arată super interesant. Haideți să vedem ce avem și aici. Aici este un magazin, presupun. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce mai descoperim, pentru că în spate este și un loc sălbatic, din câte am înțeles eu. Despre acest loc este vorba, care arată superb. Bineînțeles că o să coborâm și pe aici, pe jos, pentru a vedea mai de aproape toate aceste lucruri care se află aici. Arată foarte bine acest loc și din câte vedeți, sunt câțiva oameni acolo jos și toți își fac poze, pentru că da, sunt niște locuri superbe acolo pentru făcut poze, cel puțin așa arată de aici de sus. Acum o să cobor și eu acolo jos. Și acest drum este absolut superb, pe care trebuie să cobori, să poți ajunge acolo. Deci arată superb aceste pietre, nu vine să cred cât de frumos animează acest loc. Sunt absolut fabuloase. Dar sunt absolut spectaculoase. Eu o să merg pe aici pe ele să vedem până unde pot să înaintez. Uitați-vă cât de frumos arată. Genial. Wow. Acum o să trebuiască să sară acolo pe parte piatra asta de aici jos. Așa. Uitați-vă la piatra asta care atârnă aici între cele două pietre mai mari. Haideți mai aproape, un pic să vedem. Oare așa a fost ea dintotdeauna acolo sau o fi pus-o cineva? Haideți să mergem mai departe un pic să vedem ce mai găsim. M-am întors înapoi pe aici. Wow! Uitați-vă la piatra asta imensă, cum stă aici, suspendată. Absolut fabulos. Văd și câțiva crabi pe acolo pe jos. Wow!
Priveliștea către mare este absolut genială. O să încerc să mă urc pe această stâncă de aici. Voi nu o vedeți în întregime. Doar că încă o dată drona mă încurcă un pic, o să o pun acolo. Da, am reușit. O să merg și pe partea aceea, dar mai întâi va trebui să ies cumva de aici, de unde sunt. Pentru că mă aflu așa, pe o piatră super mare, va trebui să cobor. Gata, haideți să mai înaintăm un pic, să vedem ce mai descoperim aici. Pentru că până acum locul ăsta a fost uimitor. Și o să fie și de acum încolo, sunt sigur. Mai ales când vine vorba de peisaje. Cam așa arată de aici. Acolo în față pare a fi o plajă super mare. Foarte curată. Nu sunt foarte mulți oameni. Foarte mișto acest loc, uitați câți crabi sunt aici. Vedeți? S-au urcat pe stânca asta. Wow. Gata, acum urmează ultima bucată din acest traseu, din această locație, cel mai înalt punct. Haideți să vedem ce găsim. Un pic complicat. Hopa! Cam așa arată. De aici. Și avem această piatră masivă cu o urmă. Acum nu-mi dau seama dacă a fost făcută de ei sau chiar a existat cineva care a călcat acolo, dar este o urmă foarte mare. Gata, dragi abonați, cam atât din locul ăsta. O să înalți puțin drona ca să-l filmez de sus. Sper să nu mă vadă nimeni, pentru că nu vreau să-mi interzică cineva să filmez și să nu apuc să filmez. Așa că o să caut un loc un pic mai retras și o să încerc să ridic drona. Deși bate un pic cam tare vântul, sper să nu fie o problemă. Peștele ăsta nu cred că vi l-am arătat, dar vi l-arăt acum. Foarte mișto făcut.